Cu bucurie și cu sfântă curiozitate, deschidem scripturile la Evanghelia după Luca, la capitolul 14, citim de la versetul 15 până la versetul 24 inclusiv. Evanghelia după Luca, capitolul 14, versetul 15. Pagina în Biblie, traducere Cornilescu, 1009. Odată cu deschiderea Bibliilor, să ne deschidem și inimile și găsească cuvântul Domnului un pământ bun în inimile noastre. Să ascultăm pilda celor poftiți la cină. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, adică cu Iisus, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fusese răvorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi i-a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc, iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi silește-i să intre ca să mi se umple casa. Căci vă spun că nici unul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Amin. Stăm înaintea Ta, Doamne, și înaintea Sfântului Tău cuvânt. Și în această seară specială, Doamne, când atât de mulți ne-am adunat aici în închinare, fii bun cu noi încă o dată. Oferă-ne un cuvânt potrivit. Doamne, vom rosti o singură predică, iar noi suntem așa de mulți aici. În așa fel să o faci să ne ajungă la toți. Știm că pentru asta trebuie o minune, dar pe cine să ne bizuim pentru minuni dacă nu pe Tine, Doamne Iisuse? N-am vrea să plece nimeni de aici neîntărit de cuvântul Tău, neînviorat, nezidit, netrezit la o viață nouă, Doamne. De aceea, Doamne, în următorul ceas, fă minuni ale inimii între noi. De aceea, Doamne Dumnezeule, coboară prin cuvântul Tău între noi. De aceea, Duhul Sfinte, cercetează inimile noastre. Chiar și aceia care au venit și nu știu de ce au venit, chiar și aceia care au venit din pură curiozitate, chiar și aceia care s-au trezit aici în biserică, Doamne Dumnezeule, ocupă-Te și de ei. Chiar și de cei nepăsători, ocupă-Te și de ei. De cei superficiali și frivoli, de cei care se joacă cu pocăința, cu calea Ta, Doamne, trezește-i în seara aceasta. Fii bun cu noi încă o dată, Doamne, fii mare cu noi încă o dată, Doamne, și ocupă-Te de inimile noastre. Te-am mai rugat ceva, știind că mântuirea este întâi cognitivă, adică atinge și schimbă mintea și concepțiile, atinge și mințile noastre. N-am vrea doar să simțim, am vrea să și știm, Doamne. N-am vrea doar să fim de acord, am vrea să fim convinși, Doamne. Am vrea ca mintea noastră să fie iluminată de Duhul Tău și să fim cu adevărat cercetați de cuvântul Tău. Îți mulțumim că o vei face, pentru că mereu cuvântul Tău a fost viu și lucrător și nu se va dezice nici în seara aceasta. Te lăudăm și Te binecuvântăm de acum și în veci. Amin. Vă rog să vă reașezați. Prea iubiți frați, stimate surori, dragi prieteni, musafiri, stimate grup continental, cu siguranță fiecare dintre noi
Am primit sau primim uneori invitații. Cu siguranță suntem uneori, că așa e viața, în postura ca cineva să ne invite undeva, la el sau la altul, la un eveniment mai mare sau mai mic, în direct sau prin telefon sau prin e-mail sau printr-o scrisoare, să primim uneori invitații. Indiferent cât de important este evenimentul sau persoana care ne invită, o invitație, aș spune eu, are cel puțin trei caracteristici. În primul rând, preiubiții mei, invitația ne surprinde. Invitația ne surprinde. Aproape că îmi vine să spun, aceea nu e invitația adevărată dacă nu ne ia puțin prin surprindere. Eu personal nu reușesc să mă bucur de invitații care nu mă surprind deloc. Pentru că dacă nu mă surprinde deloc invitația, înseamnă că eu, pentru niște coordonate, din niște motive anume, mă așteptam să fiu cum? Invitat. Și cred că mi se cuvine. Cu cât însă invitația e mai neașteptată, cu atât surpriza este mai mare. Marile invitații ne surprind. Ne pun în postura de nevrednicie și ne gândim, sunt eu vrednic să merg acolo? Este un loc pregătit și pentru mine la acel eveniment? Pot și eu să iau cuvântul alături de atâția sau să cânt alături de atâția profesioniști? Invitația, prin structura ei, ne surprinde. Dar invitația nu doar ne surprinde, preiubiții mei ascultători, ci invitația ne onorează în același timp. Aș spune că invitația, cu cât e mai mare și mai bine făcută și evenimentul spre care ne ducem este mai special, aș spune că ne adaugă valoare, o anume valoare, aduce un plus valoare a personalității noastre. Sigur că ne definim într-o oarecare măsură prin evenimentele la care participăm ca invitați. Sigur că faptul că suntem în anumite contexte invitați spune ceva despre noi și despre ceea ce suntem noi și preocupările noastre. Dar o invitație adevărată de obicei te onorează, te face să te simți cum, dar vă rog să recunoașteți, să nu fim farisei măcar în biserică. Te face să te simți cum? Bine, onorabil. Cumva te încurajează. O invitație bună poate să-ți transforme o zi monotonă într-o zi de care? Extraordinar, pentru că invitația te onorează. Și te simți important. Îți dă o stimă de sine, adaugă un plus valoare la ceea ce tu erai deja, tu ești deja. Dar, iubiții mei, mă grăbesc să vă spun că o invitație nu doar surprinde și onorează, ci, ascultați-mă bine, o invitație ne obligă. Ne obligă. După ce te surprinde, te onorează, deci te bucură, te entuziasmează ca un copil, în clipa imediat următoare îți dai seama că tu trebuie, în raport cu această invitație, să iei o decizie și să spui da sau... Dar vă rog, cu rimă să facem, cu rimă. Nu spunem nu că nu are rimă. Spunem da sau... Ba, corul a fost pe fază. Trebuie să spui da sau ba. Cu cât evenimentul e mai important, cu atât răspunsul trebuie să fie scris... Trebuie să fie într-un termen anume și trebuie să te decizi, pentru că orice invitație te obligă și face apel la voința ta, prin urmare, odată invitația făcută, nu mai poți rămâne impasibil, nu mai poți rămâne neutru, niciun invitat nu mai poate să rămână cum? Neutru. În caz că din punct de vedere spiritual ai crezut, dragul meu prieten, că poți să rămâi neutru în raport cu marea invitație a lui Dumnezeu, află în seara aceasta și ți-o spun cu respect și prețuire, află în seara aceasta că odată invitația făcută nimeni nu mai poate să fie neutru. Trebuie să spui ori da, ori ba acestei invitații. După mica mea descriere, iubiții mei, introductivă, vă dați seama, fiecare de aici mă gândesc,
că aceste caracteristici potrivesc cel mai bine unei invitații supreme și ultime, cea mai mare și mai înaltă invitație pe care ți-o face nu un om, nu o instituție, nu o țară, nu o biserică, ci ți-o face Dumnezeu. Dumnezeu care face ceea ce vom numi în seara aceasta marea invitație, care îți pune înainte marea invitație și tu trebuie să iei o decizie, trebuie să spui da sau nu. Îngăduiți-mi însă, fac apel la răbdarea dumneavoastră, ca înainte să vorbim spiritualmente despre această invitație și despre cum te raportezi la ea, să privim câteva minute în pilda pe care tocmai am citit-o. Cred că ați cunoscut dinainte această pildă. Este pilda pe care Domnul o rostește despre un om care ne imaginăm că era bogat, avea o poziție bună socială, care potrivit versetului 16 spune că un om a dat o cină de care? De care? Mare. Dacă a dat o cină mare, înseamnă că și el era cum? Mare. Nu în sensul că era înalt, că dacă ar fi vorba de înălțime și eu sunt mare, dar de altfel nu sunt mare. Un om a dat o cină mare și a poftit pe puțin, nu? A poftit pe mulți. Toate merg ca la carte. Cina mare, omul mare, cina mare și mulțime mare care să vină să se înfrupte din bunătățile nu numai gustoase, ci bunătățile multe așezate pe masă. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți căci iată că toate sunt gata. Nu mai trebuie să aduceți nimic, nu trebuie să puneți mâna să lucrați, nu trebuie să faceți nimic, trebuie să poftiți, să veniți și să vă așezați direct la masă. Vă place sportul ăsta? Aici nu ne mai place parcă nimic, aici parcă nici nu mâncăm. Care femeie, soție și mamă, care doamnă respectabilă din sală nu este încântată când ajunge undeva într-o familie, fiind invitată la cineva sau la restaurant, să nu sară repede să aducă pe masă sau să ducă de pe masă, să stea la masă și să fie servit? Pilda aceasta, pilda celor poftiți la cină, descrie situația ideală în care se poate găsi un om din când în când. Adică toată investiția, toată cheltuiala, meniul, totul să fie gata și tu trebuie doar să vii. Să ai atâta bun simț în tine, să ai atâta respect pentru cel care face cheltuiala, să vii și să te așezi la masă. Dar toți, zice, parcă se spuseseră vorbiți și au început să se dezvinovățească. Și apoi zice că fiecare dintre cei trei a avut câte un motiv la care vom reveni de îndată. După aceea, zice că stăpânul s-a mâniat foarte tare și a trimis la drumuri și la garduri ca să-i aducă pe bolnavi, pe cei cu dizabilități, pe cei săraci, pe cei care n-au fost vrednici de invitația primă, dar care pot să vină și chiar au venit și au umplut casa. Din punct de vedere teologic, strict teologic, dar nu voi predica despre asta, vreau doar să vă spun ca să fim corecți cu textul. Din punct de vedere strict teologic, privind în contextul capitolului 14 din Luca, aici este vorba, în primii invitați se referă Iisus Hristos, de fapt face aluzie la evrei, care au fost primii invitați la cină, la cina Domnului, nu? La masa Domnului, la ospățul spiritual al Domnului și care au refuzat. Iar ceilalți, cei de la marginea societății, marginalii, îi reprezintă pe neamuri spre care evreii se uitau de sus, dar care au ajuns să intre primii înaintea lor în împărăția lui Dumnezeu. Domnul nu este părtinitor, slăvit să fie numele Lui. Dacă ar fi Dumnezeu ca noi, atunci neamul nostru ar trebui mântuit primul, atunci românii ar trebui toți în rai și după aceea să vedem dacă mai sunt locuri și pentru alții. Dar slavă Domnului, casa Lui e mare și conceptul grecesc oicumene este de fapt să fim în casă, în casă comună, să fim împreună mântuiți prin Hristos. Slăvit să fie Domnul! Pildele însă, ca să descriem puțin pilda,
Pildele însă descriau foarte bine viața socială din secolul I. Trebuiau să o descrie bine ca ascultătorii să se regăsească în pildă, ca Domnul cu ajutorul acestor elemente să deschidă o fereastră spre cer și să descrie împărăția lui. Așadar, la un astfel de eveniment în secolul I, erau patru elemente sau se alcătuia din patru pași. O să vi-l spun pe scurt. 1. Primul pas pe care un om care dorea să dea o cină mare îl făcea era ceea ce, puteți să vă notați, alcătuirea listei de invitați. Se presupune că nu era problemă cu mâncarea, nu era problemă cu resursele, dar primul pas era alcătuirea listei de invitați. Ce fac doi tineri după ce se hotără să se căsătorească? S-au găsit unul pe altul, unii se găsesc mai repede pe la 19 ani, unii se găsesc pe la 16 ani, riscant de repede. Unii se găsesc la 30 de ani, unii se găsesc la 35 de ani, că apucă fiecare pe drumul lui și câte unul face drumul cel lung, până la urmă îl găsește. După ce se găsesc unul pe altul și găsesc și restaurant disponibil, găsesc și păstori disponibili, asta cam la urmă vine cu păstorii, și biserică, și cine să predice la nuntă, asta chiar nu e o problemă, chiar nu e o problemă. După ce toate acestea sunt rânduite, ei doi împreună cu familiile lor și cu neamul întreg se apucă să facă lista de invitați. Vi se pare că e ușor? Cei care v-ați căsătorit recent știți bine că toți am trecut prin asta. Nu e simplu să faci lista de invitat. Pentru că te trezești după ce evenimentul a avut loc, că pe unii care chiar nu trebuia să te străduiești să inviți, ai invitat și au fost, și alții care ar fi meritat, i-ai lăsat pe unde? Pe din afară. Prima dată însă se făcea lista de invitați și pe vremea aceea. Criteriile pentru lista de invitați erau riguroase, vă dau doar câteva. Egalitatea cu stăpânul. De obicei, stăpânul, un om de tipul acesta social și material, omul acesta chema oameni din tagma lui care semănau cu el. Adică bogații chemau tot pe bogați. Nici o noutate și azi e cam la fel. De asemenea, era respectul. De obicei, când treceai pe lista de invitați pe cineva, la un astfel de eveniment care nu costă nimic, presupunea un respect special. De asemenea, erau și eventuale obligații. De exemplu, primii care se treceau pe listele astea de invitați erau aceia la care acest proprietar, acest stăpân, deja a fost la masă. Adică, e cam ca la nuntă, ca să înțelegi. Adică, care știm că am fost noi la nuntă la ei și am pus bani, pe ăștia îi trecem, ăștia nu scapă, m-ați înțeles, alții mai scapă, dar ăștia nu mai au nicio scăpare. De asemenea, pe lista aceea, la secolul I, când se făcea lista de invitați, se lua în calcul și o anumită formă de recompensă. Adică, cineva a făcut un serviciu stăpânului și acum îl invit la masă la mine ca să-i dau o recompensă sau, cum am zice noi, să mă revanșez față de el. Asta era primul pas, lista de invitați. Pasul numărul 2. Trimiterea primei invitații. Vă rog să subliniați trimiterea primei invitații, ceea ce arată că mai este o a doua invitație. Prima invitație suna așa: niște soli pregătiți și trimiși de către stăpân se duceau în baza listei, care de obicei era orală, adică nu era scrisă nicăieri, era cu lista în minte. În baza listei se duceau la toți invitații și erau invitați la eveniment. Acum ascultați-mă, ăsta e un amănunt care, dacă îl pricepem, pricepem toată pilda și toată predica din seara asta. Prima invitație spunea așa: stăpânul meu dă un ospăț, un banchet, dă o cină mare, organizează la el acasă un eveniment la care te invită și pe tine, stăpânul meu ar fi bucuros să vii la evenimentul lui. Dar vă rog să rețineți acest detaliu, la ăsta țin foarte mult, singurul detaliu îl predici. Dar la prima invitație zice că nu se spunea data exactă când o să aibă loc evenimentul. Pentru noi asta e de neînțeles. Noi care lucrăm cu agenda, nu? Noi care știm dinainte, cu nu știu cât timp, când un eveniment are loc. Prima invitație vorbea despre eveniment, dar fără dată. Nu se stabilea data, nu se știa data. Punctul numărul 3. În baza primei invitații, cei invitați trebuia să își dea, se numește acordul de principiu. Acordul de principiu.
Adică, față în față cu prima invitație, important detaliu, acel om trebuia să răspundă pe loc și să spună da, ori, respectați rima, vă rog, ori bă. Atunci trebuia să spună. Pentru că omul se întorcea solul înapoi și spunea, ducea această veste. Spunea da sau nu. Se numește acord de principiu. Pasul numărul 4 și ultimul, trimiterea celei de a doua invitații. Acum, cum vă puteți imagina în chip logic, a doua invitație când venea, nu mai venea la cei care au spus la prima invitație cum? Ba. Ci venea la cei care au spus? Da. Deci se refăceau listele de invitați și a doua oară veneau solii numai la cei care au spus da, ca să le spună așa, ca în pildă. Să spună, veniți că toate sunt gata, pregătite, stă să înceapă marele eveniment. Ospățul stă să înceapă. Frați și surori, e deprisos să vă mai spun că pilda aceasta, după cum e construită, se referă nu la prima invitație, ci la câtea? La a doua. Presupunem după cutuma vremii că aceștia auziseră deja de eveniment și și-au dat un acord de care? De principiu. Și atunci înseamnă că refuzul de a se duce la eveniment nu însemna de fapt dreptul lor de a refuza, ci se numește asta sfidare. Adică la început ai spus da și după aceea ce ai făcut? Ce facem noi câteodată? Măi, prima dată ne gândim și a doua oară ne răzgândim. Și de regulă când ne răzgândim, iese rău. Atunci stricăm ce am făcut bine cândva. Asta se numește sfidare. Frați și surori, să nu vă supărați pe mine și așa vin rar la dumneavoastră. N-aș vrea să vă supărați dacă se pot. Dar vreau să vă spun că această pildă nu e așa de tare, așa de mult pentru cei care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu, ci pentru aceia mulți dintre noi de aici care într-o zi în apa botezului am spus da pentru Hristos. Și de atunci ne-am răzgândit de multe ori. Și în raport cu marea invitație care Domnul ne-o face la o viață spirituală adâncă și profundă, noi spunem uneori că ne răzgândim și ne rețin atâtea lucruri ca să ne înfruptăm din binecuvântările lui Dumnezeu și sfidăm marea bunătate și mărire a lui Dumnezeu, să ne ierte Dumnezeu. De aceea, iubiții mei, aș vrea să înțelegem că acești trei oameni care vin și își aduc fiecare o dezvinovățire înaintea împăratului sau înaintea acestui om mare, nu fac altceva decât să-și dovedească neseriozitatea și sfidarea. Nu necunoașterea este cea mai mare problemă în creștinism. Nu faptul că e slab e cea mai mare problemă. Nu! Nu faptul că nu știi e cea mai mare problemă, ci faptul că știi, ești în cunoștință de cauză și ajungi să-L sfidezi pe Dumnezeu cu toată bunătatea și credincioșia Lui. Dacă cumva de-a lungul predicii ne simțim în această categorie, vă rog să folosiți rugăciunea de la sfârșit pentru căință. Și fie ca să ne ierte Dumnezeu. Și fie ca să înțelegem că Domnul ne transmite o invitație permanentă la ospățul Lui. Și că al avea pe Domnul și a trăi cu El, a avea o relație cu El înseamnă de fapt un ospăț continuu al inimii din punct de vedere spiritual. Înseamnă că da, trăiește o viață grea, trăiește uneori o viață necăjită, probleme și necazuri într-o lume instabilă, dar în inima ta este un ospăț necurmat prin Duhul lui Dumnezeu, căci împărăția Domnului înseamnă un ospăț necurmat. Slăvit să fie Domnul! Și acum scuzele celor trei invitați. Primul, haideți să punem, vă rog, versetul 18. Primul la care se duce să-l invite, pentru că evenimentul era gata, care și-a dat acordul în prealabil că vine, primul aduce următoarea scuză, iar această scuză, o să vedeți, o transformăm într-un principiu. Zice, am cumpărat un ogor, da, și trebuie să mă duc, ce să fac? Să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Am uitat să vă spun, toți ăștia trei sunt foarte politicoși. Cine-l sfidează pe Dumnezeu, e și pervers pe deasupra, știi? Adică e politicos de tip pervers, pervers. Cine-l sfidează pe Dumnezeu, ăla se scuză într-un mod atât de inteligent că păstorii îl cred, frații îl cred și zic, mă, n-avem ce să spunem. N-avem. Zice, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Frați și surori,
Vă imaginați că mulți comentatori de-a lungul secolelor s-au preocupat cu pilda aceasta. Sunt comentatori radicali, eu nu sunt din categoria lor, dar vă spun dintre ei radicali. Unii sunt așa de radicali comentatori ai textului, încât spun așa, măi, zice, ăsta a mințit, mă. Cum adică a mințit? Adică, zice, am cumpărat un ogor și mă duc să-l văd. Dar cine cumpără și apoi ce face? Vede. Cine cumpără un ogor și apoi se duce să vadă ogorul? Cine face așa ceva? Zice, a fost minciună în toată regula. Eu mă declar ca nefiind din această categorie. Eu încerc să fiu prietenos cu personajele Scripturii, încerc să mi le câștig de prietene, dacă se poate, și nu mă pun în această categorie. Eu nu zic că am mințit, eu nu zic. Eu zic că n-a știut să spună bine adevărul, da? N-a știut să exprime corect. Are o problemă de exprimare, nu de sinceritate, să-l înțelegem. Nu e simplu să dai un răspuns oficial la un eveniment atât de mare. Și atunci zice, am cumpărat un ogor, mă duc să-l văd. Probabil că el a văzut ogorul înainte, l-a cumpărat, numai că, deși l-a văzut și l-a cumpărat, mai vrea ce să facă. Mai vrea să-l vadă. Încă o dată să-l vadă, pentru că omul are o relație cu ceea ce cumpără. Omul are o relație cu obiectele. Omul are o relație cu agoniseala lui și se simte confortabil în relație cu ea. Iubiții mei, de aici desprindem primul principiu. Sună așa. Omul este necontenit sub presiunea posesiunilor lui. Omul este necontenit sub presiunea posesiunilor, adică aceea ce are el. De când suntem mici, pe vremea când noi nu ținem minte, numai că stau mărturie pozele și mărturia familiilor noastre. De când suntem mici, am văzut asta la copiii mei și dumneavoastră la copiii dumneavoastră. De când suntem mici, când copilul pune mâna pe ceva, mai ales după ce deja știe să vorbească, m-ați înțeles? Spune asta a cui? Ce spune copilul? A cui? A mea. Ne naștem cu un simț al proprietății teribil care ne creează probleme pe viață. Asta e a mea. Până acolo merg copiii încât pun mâna uneori pe ce nu e a lor. Înainte să știe să vorbească și să meargă pe picioarele lor, atât de mult iubesc obiectele că tot ce prind în mână duc unde? Exact. Totul duc în gură. Totul e al lor. În gestul copilului, a bebelușului, de a duce totul în gură, este de fapt o metaforă a asumării obiectelor, mă înțelegeți? A asumării posesiunilor. Anume că omul se naște cu această aviditate de a duce totul pentru el. Încă n-am întâlnit, de când slujesc, părinți care să se fi luptat cu copiii lor să le spună așa când erau mici, măi copii, măi copile, ține-te rog aceste obiecte și pentru tine, n-am auzit, ține ciocolată și pentru tine, n-am auzit. Eu și dumneavoastră și toți părinții câți vor mai fi pe lumea asta, ne luptăm cu ei când sunt mici, nu să țină pentru ei, ci ce să facă? Să dea. Nu luptăm cu ei să adune, ci luptăm să ofere. Pentru că toți ne naștem egoiști și numai o schimbare miraculoasă, frați și surori, oameni buni, poate face din noi, din egoiști, ce? Altruiști, să oferim. Omul este sub necontenita presiune a posesiunilor. Posesiunea acestui om, terenul acela al lui, iubiții mei, faptul că și-a agonisit, bănuim prin muncă cinstită, e dreptul lui, e proprietatea lui, îl ține departe de marele ospăț la care a fost invitat. Trebuie să mă fac bineînțeles, mai cu seamă că ne cunoaștem puțin. N-aș vrea să credeți cumva că eu consider că bogăția sau posesiunile reprezintă o problemă. Vă rog să nu credeți asta, că nu e adevărat. Eu cred că bogăția nu este un păcat și cred în același timp că sărăcia nu este o virtute. Sărăcia e numai necaz cu nevasta acasă, da? Aia e sărăcie. Și probleme, și dureri, și aia da. Și te face din om neom, de acord. Sărăcia nu e o virtute, să nu valorizăm sărăcia în mod nejustificat. Nu e o virtute, nimeni nu se mântuie prin sărăcie, nici prin suferință, toți ne mântuim prin Hristos. Bogăția nu e un păcat, dar în spatele ei se poate ascunde ce? Și ăla e păcat. Lăcomia de avere.
prea mare preț pe care îl pui pe lucruri, pe posesiuni, pe bani. Și mai vreau să reglementez ceva. Nu mă refer aici la cantitatea de bani, de bunuri, de case, mașini sau tot ce ai. Nu la asta mă refer. Sunt oameni care își iubesc posesiunile și n-au mult, au știți cât? Puțin. Și iubesc enorm acele posesiuni. Evreii, bună oară, când au traversat pustia, au fost în stare nomadă, adică erau călători, iar când au ajuns în țara promisă, în Canaan, au avut o viață sedentară, adică erau stabili în țară. Eu vă întreb, când au fost evreii mai dependenți de Dumnezeu și mai credincioși, atâta cât au fost de credincioși? Când au fost? Când au fost nomazi sau sedentari? Când au fost prin pustie sau când au fost în țara lor? Când au fost cu inima mai aproape de cer și de Dumnezeu? Când au fost? În sărăcie sau în bogăție? Când recoltau sau când primeau toată mâncarea căzută de unde? Realmente căzută, de unde căzea? Din cer. Când au fost mai credincioși? Prin pustie, nu-i așa? Pentru că n-aveau de ce să se lege. Pentru că pustie înseamnă deșert și nu te poți lega de nimic din deșert și totul aștepți de sus. Iubiții mei, frați și surori, așa de greu învățăm lecția aceasta să fim stăpâni pe posesiunile noastre. Să nu lăsăm și învățăm lecția aceasta greu, vă spun care, cum găsim undeva în Scriptură, zice că totul, dar totul îmi este permis, dar nimic să nu pună ce? Stăpânire pe mine. Așa de greu învățăm versetul acela în practică, ce spune cine are ca și cum? N-ar avea. Da. Așa de greu. Unii săraci de ei dintre soți, de ăștia trebuie compătimiți și duși la consiliere, aplică treaba asta numai cu nevestele lor, că și le uită pe acasă. Și uită că e ziua lor și zice, și se apără cu versetul ăsta, să apără săracii de ei, trebuie să-ți fie milă de ei, dar mai ales de ele trebuie să-ți fie milă. Și ei zic, dar nu scrie în Biblie că cine are nevastă ca și cum? N-ar avea. Ei atât au priceput din versetul ăla. Atât au înțeles el, mă, din versetul. Meister Eckhart, unul dintre marii gânditori din Evul Mediu, spunea că cea mai mare virtute creștină nu este dragostea, ci este detașarea. Faptul că te poți detașa de lucruri, de posesiuni. Faptul că poți menține distanță la nivel de inimă între ceea ce ai și ceea ce ești tu. Bogatul căruia a erodit țarina atât de tare s-a legat de bogăție, încât și-a renovat toate hambarele, cum știm, și toată bogăția a pus-o în hambare, toată recolta, și a spus, mănâncă, bea, veselește-te, ia-ți concediu pe viață, că zice, de acum ai bogăție strânsă pentru multă vreme. Care a fost verdictul lui Dumnezeu? Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va lua sufletul și toate acestea ale cui vor fi. Frați și surori, ca să fim bineînțeleși, nu vreau să spun că trebuie să depunem votul sărăciei, adică să mergem acasă, să dăm foc la casă, să aruncăm mașinile în crișul repede și să mai facem gesturi extreme de felul acesta, să ne ferească Dumnezeu să schimbăm un fel de indiferență pe habotnicie și fanatism. Să ne ferească Dumnezeu că tot nu ne mântuim. Vreau doar să spun că nu punem foc pe bunurile noastre. Dar când plecăm de aici, pentru că așa ne învață Scriptura, să aprindem un foc în inima noastră. Și bunurile noastre să fie că avem nevoie de ele, dar focul și pasiunea noastră să fie pentru Hristos. Să vă dau un argument logic, nu sună bine, dar vi-l dau. Vă puteți imagina că dacă astăzi ne-am stinge sau la noapte, când spun ne-am stinge, mă refer să murim, chiar să murim. Se poate întâmpla, nu? Vă gândiți, iubiții mei, mă gândesc și eu uneori, învăț de la alții mai înțelepți ca mine, dar mă gândesc uneori și vă dau gândul ăsta pentru acasă, că dacă închidem ochii la noapte, casa noastră sau apartamentul nostru, locuința în care stăm, vă imaginați că va supraviețui, adică aia trăiește mai mult decât noi, ci știu că nu-i corect, nu? Cum bunurile mele să trăiască mai mult decât mine? Vă imaginează că dacă închid ochii la noapte, mașina mea încă în stare funcțională? Ceea ce nu-i corect. Cum bunurile mele să-mi supraviețuiască? Nu-i întâmplător că faraonii egipteni, și acum o să zâmbiți, dar nu-i întâmplător, gândiți-vă mai adânc, când murea un faraon, toată avuția lui o îngropa odată cu el. Nu-i întâmplător. Pentru că mi se pare mult mai corect. Și în spațiu românesc, unii se îngropau cu Mercedesul.
Dar în spate e o filozofie adâncă pe care puțini au înțeles-o. Nu-i corect să-mi supraviețuiască bunurile. Când te legi prea tare de bunuri și de posesiuni, dragul meu, ține minte măcar asta, dacă uiți versetele, nu-i mare problemă, dar ține minte demersul ăsta logic, anume, măi, dacă se întâmplă să dispar, ăstea nu-i rușine, mă, și supraviețuiesc. M-ați înțeles? Ăstea încă vor continua să trăiască. 2. Versetul 19. Un altul a zis, am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc ce să fac? Să-i încerc, iartă-mă, te rog. Apoi comentatorii ăia radicali, cum vă spun, după ei, după ăștia. Și zice, ai văzut pe ce frate Ghiță? Ai văzut? Și ăsta e mincinos, alt mincinos pe metru pătrat. Și ăsta minte, măi, că doar cine cumpără boi, da? Boi pe atunci, da? Boi pe atunci, boul animal, da? Înțelegem? Nu boul metaforă. Boi pe atunci erau animale de tracțiune, și era foarte important, era foarte important în gospodăria omului și în bunul mers al societății din punct de vedere economic, ca să spunem așa, ca la manual. Acum, cine să cumpere 5 perechi de boi și după aceea să meargă, ce să facă cu ei? Să-i încerce, că te-ai dus prea târziu să-i încerci. Dar eu cred și aici, eu așa cred, lăsați-mă să cred așa. Că omul ăsta s-a dus înainte, a văzut boi, a încercat, i-a plătit, numai că așa de bine trăgeau boi, m-ați înțeles? Așa de bine, mă, așa de bine arătau, erau niște, ca niște păpuși, să vă imaginați. Poate nu faceți pasiune pentru animale, dar acum, măcar un minut, faceți pasiune, vă rog. Măi, așa de bine arătau, 5 perechi de boi și 10 boi. Câte doi, câte doi, câte doi. Măi, când se uita la ceva extraordinar. Așa de bine îi plăcea de ei, de că s-au gândit, măi, eu i-am plătit, i-am încercat, știu că-s buni, dar mă mai duc să-i mai încerc cum? Odată. Este ceva de genul, eu încă n-am auzit pe nimeni, n-am auzit, dacă cineva este în situația asta, la urmă poate să-mi spună la modul personal. Frate, eu sunt în situația asta, n-am auzit până acum. N-am auzit pe nimeni, mai ales o doamnă, care își cumpără o pereche de pantofi. Se înțelege că noi, se înțelege că din Lotus. Se înțelege că din cel mai scump magazin. Se înțelege că doar s-a măritat cu cine trebuie. Corect. Corect. Se înțelege. Se înțelege că a visat de mult la ei, mă, n-a avut timp să meargă să-i cumpere. Se înțelege că își poate cumpăra orice. Bun, lăsăm. Își cumpără o pereche de pantofi. Acum, până îi cumpără, încearcă sau nu încearcă doamna? Că doar eu îi încerc din nu știu câte ori, dar o doamnă, da? Ce traseu face ea prin magazin? Ce grațioasă se mișcă prin magazin? Și cumpără perechea de pantofi. N-am auzit până acum să existe ființă umană care și-a cumpărat o pereche de pantofi, după ce ajunge acasă, ia cutia și o pune undeva sus pe dulap și zice, o să iau în picioare când mă duc la evenimentul respectiv. N-am auzit. Nici eu nu pot să fac asta și-s bărbat. Ce facem când venim acasă cu o pereche de pantofi noi? Ce facem? Nu facem nimic, frate, ce să facem? Cum nu facem? Îi scoatem repede, îi încălțăm și tropăim cu ei prin casă. M-ați înțeles? Cu haina la fel, o luăm pe noi și umblăm cu ea prin casă. Eu când îmi cumpăr câte pereche nouă de pantofi, umblu cu ei prin casă. Și mă bate gândul, ce-ar fi să dorm la noapte cu ei? Că zic, dacă ziua îmi stă așa de bine, să văd noaptea cum îmi stă, că noaptea nu poți să știi dacă stă ca ziua de bine. Ce fac tinerii noștri când își cumpără un telefon nou? Mă rog, nu-și cumpără ei, le cumpără părinții, dar asta e problema lor, nu e a mea. Un smartphone. Toată lumea e smart, dar telefoanele să nu fie. Își cumpără un telefon din acela. Ce face omul nostru când își cumpără un telefon din acela? Doarme cu el sub pernă, deși tot internetul vuiește că e cancerigen, că e periculos. Dar omul se riscă. Se riscă și îl pune sub pernă. Omul e atașat, ați văzut? E atașat. Să nu subestimați, frați și surori, niciodată, oameni buni, puterea de atracție a obiectelor, să nu le subestimați. Ele sunt făcute în așa fel și ajutate de marketing și de publicitate, în așa fel sunt făcute și ne sunt livrate ca să reprezinte o putere de atracție teribilă asupra noastră, care concurează uneori cu Hristos și cu împărăția Lui, cu mântuirea și cu elementele spirituale. Domnul să le dea discernământ. În fine, hai să revenim la al doilea. Al doilea, când spune că își cumpără 5 perechi de boi, aici nu e vorba de posesiuni, e vorba de altceva. E vorba de faptul că omul este necontenit sub presiunea activităților. Subliniați, vă rog, activităților.
Aici omul acesta, așa îmi face mie impresia, nu e vorba de achiziționare a 5 perechi de boi, pentru că un om pe vremea aceea, ca să-și lucreze pământul lui, n-avea nevoie de 5 perechi, ci avea nevoie doar de o pereche. Dacă ai o mașină, e personală, sau cum să zic, e mașina ta, oarecum uzuală. Dar dacă ai 10 mașini, dacă ai 10 tiruri, ce să înțeleg eu? Că ai câte un tir pentru fiecare membru din familie? Ai câte un tir și pentru socru și pentru soacră? Nu-i trebuie tir. Nu-i trebuie la nimeni tir. Cine își cumpără tiruri, nu? Mașini, mașini agricole, mașini unelte, ei accesează fonduri europene. Și ăsta a făcut la fel, a accesat fonduri europene. Și și-a luat 5 perechi de boi, asta nu mai este achiziție, asta este afacere, v-ați înțeles? Asta e capitalism pur. Omul acesta este prins nu de achiziție, nu de posesiuni, este prins în vâltoarea activităților. Omul acesta este un antreprenor, ne imaginăm, un om care dă de lucru la alți oameni, un om care muncește, care face mulți bani, care lasă ceva în urma lui, care își construiește o afacere, o avere, care are management, are marketing, care merge la conferințe de specialitate și tot ce mai vreți dumneavoastră. Omul este necontenit sub presiunea activităților. El spune, nu pot să vin, nu din cauza că mi-a cumpărat 5 perechi de voi, ci pentru că mi-am cumpărat și mi-am luat pe fonduri europene. M-ați înțeles? Sau m-am împrumutat în bancă, ceea ce e mai grav. Zice, la mine fiecare zi, dacă stau boii ăștia, dacă stau în fiecare zi, zice, fiecare zi când ăștia stau, pentru mine este ce? N-o să spună care faceți afacere. Ce este? Pierdere. Omul ăsta nu că-i drag de boi așa tare, dar el se teme să nu piardă. Și atunci se robește în activități, de dimineața până seara, refuză invitația pentru că este prea prins în activități. Iubiții mei, există o boală a sufletului care se răsfrânge asupra sufletului, dar care se manifestă în mod zilnic, în mod uzual, în viața oricăruia dintre noi, iar boala aceasta, dacă vreți să o notați și să luptați împotriva ei, se numește activism, să cazi în activism. Adică să nu te mai poți, cum? Opri. Ca și dumneavoastră, am și eu prieteni de tot felul. Am amici, frați și surori, dar nu neapărat doar frați și surori, am relații destul de largi și cu alții din alte confesiuni și încerc să iubesc omul ca ființă. Și aud tot felul de povești. Nu odată aud, din sânul bisericilor noastre, spunându-mi cu sinceritate, fie un frate, fie o soră, oameni ocupați, oameni ai timpului lor, oameni plini de activitate, oameni care știu cu ce se mănâncă viața și capitalismul și democrația și afacerile, care se luptă cu legile, care se luptă, nu știu, cu oamenii, cu mentalitățile, ceea ce nu-i ușor. Nu odată i-am auzit spunând, am intrat într-o centrifugă că nu mai puteam să ies. Și într-o bună zi mi s-a descoperit o boală sau mi-a rupt piciorul, ați înțeles? Doar nu dorim asta la nimeni, să nu înțelegeți că e blestem. Da? Asta sunt numai constatări povestite de oameni. Și numai bine că mi se întâmplă ceva și trebuie să mă internez în spital și trebuie să merg în nu știu care stațiune și trebuie brusc să opresc totul și am văzut că totul funcționează și fără mine și acolo în spital l-am redescoperit pe Dumnezeu. A trebuit ceva să se, cum? Întâmple. Ceva trebuie să se întâmple. Frații și surori, oameni buni, hai să vă dau o veste mai bună. Dacă suntem la biserică în seara asta și suntem atenți la predică, nu numai cu, așa cu mintea și cu urechile, ci cu inima, Domnul n-ar vrea să ajungem să ni se întâmple, ci ar vrea ca de bună voie să fim stăpâni pe activitățile noastre. Și să putem spune uneori activităților noastre stop, pentru că este ceva prioritar în raport cu activitatea mea, oricât ar fi de corectă și de benefică, iar asta este împărăția lui Dumnezeu. Să poți să spui stop. Să poți să-ți organizezi viața în așa fel încât mereu timpul cel mai bun să-l dai lui Dumnezeu. Mereu pasiunea cea mai mare să-i o dai lui Dumnezeu. Mereu să nu fii atât de extenuat încât să nu te mai poți bucura, să nu mai poți veni la biserică, să nu mai poți să te înfrupți din realitățile spirituale. Sunt multe exemple în Scriptură, timpul trece, vă dau doar un exemplu ca să spunem și despre al treilea. Exemplul care vi-l aduc înainte foarte cunoscut e din pilda fiului risipitor, dar nu se referă la fratele cel mic, ci la fratele care? Cel mare. Ăsta a fost activist în toată puterea cuvântului. Dacă e să căutați activiști prin Biblie, ăsta vi-l recomand să începeți cu el. Când vorbește cu tata supărat, spune, zice, eu îți slujesc ca un
rob, sclav. Eu nu sunt sclav. Dar îți slujesc ca un sclav. Niciodată nu ți-am călcat ce? Porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat un iet să mă bucur cu frații mei. Ăsta așa activist a fost cu prietenii lui. Încât așa a fost băgat pe lucru, m-ați înțeles? Pe lucru și pe câștig și pe activitate și doar bine era că îl puteai lăuda. Uite ce harnic e, încât n-a avut timp de prieteni. Și ce este mai trist, când toată casa lui a fost în sărbătoare, că fratele lui s-a întors acasă. Când toată casa a fost în sărbătoare, el n-a putut, ceva din lăuntrul lui, nu i-a dat voie să intre în casă la sărbătoare. Unde era muzică, cine știe expresia în Cornilescu? Muzică și jocuri. Iar în limba greacă în care s-a scris textul acela este cuvântul sinfonia. Adică era sinfonie în casă. În casă era sinfonie și bucurie. Și el rămâne afară pentru că e mult prea ocupat, mult prea activ. Mai atrag atenția, iubiții mei, că uneori activismul te poate lua chiar și la biserică. Și că poți să faci lucruri pentru Domnul și pentru biserică și să intri într-un fel de activism muzical, predicatorial, pastoral, orice activism. Poți să ajungi până într-acolo încât să fii atât de activ la biserică, dar să nu mai ai o relație vie cu cine? Cu Domnul. Marta făcea mâncare pentru cine? Pentru cine făcea mâncare? Pentru Domnul. Dar inima ei era cum? La momentul ăla, departe de Domnul. Departe de sora ei. Să ne izbăvească Dumnezeu de sub tirania activităților. Toți suntem ocupați, dar nu așa de ocupați ca să-L uităm pe Dumnezeu. Și îți mai spun ceva, tot logic. Imaginează-ți că dacă la noapte închide ochii, activitățile care ți le-ai programat s-ar face și poate s-ar face mai bine fără tine. Se vor face. Acum suntem, cum și colegul meu Radu știe, simte. Suntem în perioadă de evangelizare, când seara de seară alergăm la evangelizare. Dacă la noapte închid ochii, agenda mea va suferi, nu? În sensul că nu o să mai ajung la evangelizările acelea pe unde am promis că merg. Dar alții, mai buni decât mine, vor ajunge, lucrarea Dumnezeu va avea de câștigat și nu de pierdut. Activitățile care eu le am pe agenda se vor ține și vor ieși mai bine. Înseamnă că nu depinde de mine. Eu, pe cât posibil, este să le țin sub control și să am grijă la relația mea cu Dumnezeu. Domnul să ne ajute la toți. În al treilea și în ultimul rând, versetul 20. Aici deja e o parte romantică, ușor digerabilă pentru final de predică. Tocmai acum ce-a făcut ăsta săracul de el? Dar de ce săracul de el? Toți comitem asta. Majoritatea, adică statistic. Tocmai zice ce-am făcut, dar să vă aud. Măi, zice, tocmai m-am însurat. Măi, el așa spune, e parcă îți pare rău pentru el, știi? Tocmai m-am însurat. Bine că nu se intră pe alte detalii, că m-am însurat și vreau să văd ce nevastă mi-am luat, că mă gândesc că nu sunt însurat la prima vedere. Mă gândesc că înainte ori state e vorbă, da? Pe internet, apoi live, apoi iar pe internet, știți, da? Pe Skype și așa mai departe, adică se lucrează științific. Prin urmare, zice, tocmai m-am însurat și zice, nu pot veni. Acum, eu ca familist de câțiva ani și aici sunt atâția familiști, sigur că noi ne gândim imediat, bă, săracul de el, se vede că a fost începător. El atâta nu l-a dus mintea că doar la doamna lui ar fi convenit să meargă cu ea, bineînțeles. Atâta nu l-a dus mintea, numai că așa te înveți și cu asta, știi? Că doar doamna ar fi abia așteptat să spună, hai să mergem și mergem împreună. E ceva extraordinar. Iubiții mei, vreau să vă spun că acest fapt al căsătoriei și faptul că căsătoria, un fapt fericit din viața lui, îl împiedică, ne duce la al treilea principiu al predicii și al serii. Omul este necontenit sub presiunea evenimentelor. A evenimentelor. Evenimentele nu sunt ceea ce generăm noi, ci evenimentele de fapt ne generează pe noi. Nu noi alegem evenimentele, ci evenimentele ne aleg pe noi. Atât cele fericite, cât și cele nefericite, evenimentele ne aleg pe noi. Și când e vorba de evenimente extreme, adică de maximă fericire sau de maximă durere sau suferință, ălea nu și le alege nimeni. Din cauza aceasta va fi mereu o enigmă pentru mine, cum de soția mea, în urmă cu ani buni, a spus da. Îi o enigmă pentru mine. Nu găsesc vreun merit în mine și atunci conclud și eu în sens aproape spiritual că e numai harul lui Dumnezeu.
Am auzit-o că și ea se miră uneori de treaba asta, că eu am spus asta. Pentru că oricât de grozav te-ai crede când cucerești pe cineva și când ți-ai cucerit soția sau soțul, până la urmă trebuie să admiți că a fost un eveniment fericit care te-a luat pe tine prin surprindere. Evenimentele fericite din viață. Te aștepți să se nască copilul dacă soția e însărcinată. Logic! Te pregătești pentru eveniment și totuși când se naște, nu e așa că e un eveniment, adică te surprinde. Mă, nu te așteptai să fii așa frumos cum a ieșit. Nu te așteptai. Îți poți imagina că va fi frumos, dar când îl duci acasă, îți dai seama că neam de neamul tău așa copil frumos n-a avut. Și zici, măi, să stăm strâmb și să judecăm drept. Bă, așa frumos nu se poate. După ce crește, așa deștept, zice, mă, uite așa în jur, zice. Așa deștept ca așa al meu, n-am găsit pe nimeni. Dar cum să? Nici n-ai cum găsi. Adică mereu trăiești sub presiunea asta a evenimentelor. Evenimentele fericite, iubiții mei, nu le alegem noi, ci ele ne aleg pe noi. Dar acum să spunem, ca să nu ne speriem, dar să spunem, să fim sobri și corecți până la capăt, să spunem că tocmai evenimentele fericite uneori ne pot face atâta de buiac, știi buiac, frivol, să spunem mai intelectual și pe mai bihorenește buiac, da? De frivol, adică asta e ușuratici. Băi, așa bucurie vine peste noi că de bucuria aia îl supărăm pe Dumnezeu, m-ați înțeles? De bucuria aia abandonăm tot, școală, biserică, slujire. Ne mutăm la balcoanele bisericilor, nu mai cântăm. Mai cântau un cor până să se căsătorească. După ce s-au căsătorit, gata, nu mai cântă nicăieri. Ce-a făcut căsătoria din ei, dacă te gândești, nu? Cum să nu te doară inima? Băi, ei-s fericiți, dar ați înțeles ce am vrut să spun? Spiritual, e o pierdere acolo. Câștigă ceva moștenire mare, vine peste el și are parte de o grămadă de bani și de proprietăți, cineva dintre noi. Mă, după aceea, nu-l mai cunoști, mă, nu mai umblă la biserică, nu se mai implică în lucrare, de o aroganță uimitoare, un eveniment fericit. L-a făcut din om, cum am zice noi? Neom. Iubiții mei, vă doresc, așa cum și mie îmi doresc, să avem parte de cât mai multe evenimente fericite. Amin? Dar fie ca fericirea aceea lor să nu-L uităm pe Dumnezeu. Fie ca nu cumva prea fericiți fiind să nu ne ducem la ospăț. Să nu răspundem mari invitații. Dar sunt și evenimente extreme în cealaltă direcție, anume evenimente grele, dramatice. Când o boală necruțătoare pune stăpânire pe tine, când cineva drag, prin moarte, poate subit, se duce de lângă tine și atunci e o dramă, nu? E o durere. Suferința nu e ușoară. Probabil vi s-a mai spus, iubiții mei, nu fac decât să vă spun cu cuvintele mele. Cred că suferința este la fel ca mântuirea. Este foarte personală, mă înțelegeți? Ajutăm pe cel în suferință, dar nimeni nu poate să-i facă transfer de pe suferința lui să o aduci la tine. Nu poți. Suntem alături, dar suferința e pe cine? E pe el. Suferința e ceva personal, exact ca mântuirea. Trebuie să te confrunți personal cu suferința. Nimeni nu se mântuie prin suferință, mântuirea prin Hristos. Dar, frați și sorori, ce trist că pe unii suferința, necazurile, poate sărăcia extremă, da? Sau perioade de sărăcie extremă. Ce trist că pe unii suferința legitimă, da? Nu inventată, legitimă, în loc să-i încălzească mai mult spiritual, în loc să-i aplece mai mult spre Scriptură, spre biserică, să-i lege mai mult de Dumnezeu, ce face cu ei? Îi depărtează de Dumnezeu. Ajunge suferința și necazul. Dragul meu, ajunge. Nu mai îngădui ca necazul ăla să-ți facă un necaz și mai mare, să te depărteze de Dumnezeu. Mă gândesc că nu este nimic mai trist decât ca suferința să te facă mai rău în loc să te facă cum? Mai bun. Să te facă mai neînțelept în loc să te facă, cum ar trebui să te facă? Mai înțelept. Mă gândesc că nu există un spectacol mai sinistru din punct de vedere uman decât ca cineva să fie și sărac, și necăjit, și în suferință, și rău. Mă înțelegeți? Puneți numai ecuația asta să vedeți ce vă ies. Te înspăimânți. Și sărac, și bolnav, și cum? Și rău. Asta e ceva. Asta e ceva ce nu-ți poți imagina. Evenimentele vin și pleacă de peste noi. Sunt bune și mai puțin bune. Iubiții mei, în încheiere, asta de fapt doream să spun. Că toate aceste evenimente n-au voie să pericliteze relația noastră cu Hristos.
Și dacă până acum ai simțit că s-a întâmplat sau tocmai se întâmplă un eveniment care ți-a periclitat relația cu Dumnezeu, să te trezești în seara aceasta și să spui: Doamne, vreau mai aproape de Tine. Doamne, ospățul e gata. Doamne, sunt atâția care au belșug de pâine în casa Tatălui și eu sunt prins de eveniment și trăiesc în febra evenimentului și nu vreau să ies din eveniment și vreau să prelungesc starea aceea a evenimentului. Dacă te simți în starea aceasta, să te izbăvească Dumnezeu. Înainte de rugăciune, nu pot să nu vă spun că toată această cină și acest eveniment, acest ospăț spiritual pe care îl luăm aici, din punct de vedere spiritual, da? Spiritual, poate să constituie și constituie o metaforă pentru ceea ce se va întâmpla în cer, în împărăția lui Dumnezeu, când acolo se va da o cină finală. O cină mare, un banchet final, un banchet și un ospăț final. Și acolo la masa aceea, nu păstorii, nu chelnerii, nu bucătarii ne vor sluji, ci cine ne va sluji? Domnul se va încinge și ne va sluji. Merit eu să mă slujească pe mine Iisus? Sigur că nu merit. Nici tu nu meriți. Faptul că într-o zi ne va sluji Iisus, când vom ajunge acolo, nu va spune nimic despre noi și despre meritul nostru, ci va spune totul despre El. Va spune cât de mare e Dumnezeu. Va spune cât de greu de priceput e Dumnezeu. Cât de special și de bun este Dumnezeu. Acest Dumnezeu te cheamă aici și acum, la masa Lui. Te cheamă să te înfrupți din iertare, din Scriptură. Să te înfrupți din binecuvântări spirituale, din ceea ce oferă care sursă în biserica Lui. Te cheamă să te înfrupți din chemare și din slujire. Te cheamă să te înfrupți, ca într-o bună zi să te așezi la masă pentru eternitate cu Dumnezeu. Adă, Doamne, ziua aceea. Vei refuza și în seara aceasta invitația? Haideți să ne ridicăm. Vom intra într-o rugăciune și oriunde te-ai afla, consideră că deși sunt mulți aici, deși sunt unii lângă tine care te pot auzi ce te rogi, consideră că ești doar tu și El și Dumnezeu. Consideră că ți se șoptește și azi în chip spiritual, toate sunt gata, ce faceți? Poftiți, haideți. Consideră-te invitatul special, consideră că predica s-a ținut numai pentru tine. Și în această rugăciune spune: Doamne, sunt gata să vin la ospățul Tău. Am ratat prea multe, Doamne, nu mai vreau să ratez. Doamne, ajută-mă să fiu mai puternic decât bunurile mele. Ajută-mă să fiu mai puternic decât activitățile mele. Ajută-mă să fiu mai puternic decât evenimentele mele. Ajută-mă să mă ridic deasupra acestora și ajută-mă să biruiesc în numele Domnului Iisus Hristos. Și dacă undeva te simți vulnerabil, cu acea vulnerabilitate, vină în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să te asculte Dumnezeu, să te izbăvească Dumnezeu.